Bun găsit! Auzim des numai vorbe bune despre superalimente sau mâncăruri care ne dau energie sau ne ajută să ne concentrăm. Dar totuși există vreo legătură strânsă între creier și alimentație? Profesor Dr. Vlad Ciurea ne dă mici ponturi cu ajutorul cărora să avem numai zile liniștite și o minte mai calmă. Domnul profesor, ce ne puteți spune despre dieta creierului? Cam ce ar trebui să mâncăm, să fim, cum s-ar spune popular, sănătoși la cap? Da, foarte frumoasă întrebare. În orice caz, aici diferim de popor și aici intervenim ca medic ca să vedem ce este plăcut pentru creier, care diferă ce îi place creierului și ce îi trebuie creierului față de ceea ce ne place în organism. Deci toate aceste grăsimi, carnea grasă, trebuie îndepărtate, n-au nicio legătură cu metabolismul cerebral. Creierul este fericit dacă îi dăm apă multă, nu șpriți. Deci apă multă, dacă îi dăm oxigen, cât mai curat posibil, dacă îi dăm glucoză, dar nu zahăr. Zahărul e rafinat, prelucrat. Trebuie o glucoză. Fructe, da. Dăm șoptiți. Fructoză, de care sunt în miere. Care sunt în aceasta. Și atunci trebuie să-i dăm, energie. Ciocolată neagră, cacao. Deci e bine. Un pic creierul înainte. Și celula nervoasă își pornește activitatea și de dimineață. Mă întrebați cafeaua. Foarte bună pentru creier. Se duce perfect. Dar e bine ca să nu abuzăm, că după aceea săracul creierul îl băgăm în convulsie. Prea multă energie. Contează dacă e dimineața sau după amiază? Este bine ca să, dacă întrebați la persoane care lucrează, atunci ar fi bine de dimineață. Mm-hmm. Și a doua este în funcție de ritmul circadian, pentru care s-au luat și premiul Nobel. Cafea dimineață și a doua după amiază, în jur de ora 3. Pentru că avem al doilea plus de activitate. Și totuși poftele nu vin de la creier? Adică noi poate nu avem nevoie, de exemplu, de carbohidrați, dar totuși avem poftă să mâncăm un corn cu ciocolată. Nu, cred că este o chestiune de digestie și de, și de secreție de sucuri gastrice care doresc acest lucru. Și ciocolata este perfectă, dar tot ce a spus dumneavoastră, asta sunt foarte multe glucide. Glucidele însiropate și prelucrate mai ales nu sunt cele mai bune nici pentru organism, nici pentru creier. Pentru că creierul trebuie să-și extragă elementele primare de moleculă. Deci o glucoză cât mai primară, nu prelucrată. E mai dificil de explicat acest lucru. Deci, ciocolata neagră este perfectă, din punctul ăsta. Miere este perfectă. Deci, cum a spus dumneavoastră, toate fructele care există. Toate. Nu există restricții la anumite fructe. Există totuși suplimente minune pe care am putea să le luăm, să înlocuim ceva din natură? Toate produsele, toate firmele, unele aprobate și Federal Drug Administration, state, toate aruncă pe piață suplimente, minune, care îți fac creierul mai deștept, te mai și slăpesc, îți fac siluetă. Ce doriți dumneavoastră? Nu s-a dovedit. E adevărat sau nu? Nu s-a dovedit. Este o reclamă. Sigur că aceste plante minune există. Sigur, ginsengul, care este un tonic general pentru organism și pentru creier. Da, perfect, există. Și în plantele din România există o grămadă de elemente, dar încă nu s-a dovedit acea plantă perfectă, superbă, pe care să știi că ai făcut un ceai din ea și totul este rezolvat și ai devenit mai deștept, mai deștept. Nu numărul de activitate cerebrală, ceaiul verde, poftiți, este foarte bun pentru creier, dovedit că împinge, dar și acesta cu măsură, pentru că activitatea poate că supradozarea poate să împingă în altă parte celula nervoasă. Deci trebuie folosite, dar totul cu măsură. Și putem să bem ceai verde dacă bem și cafea? Nu, se cam suprapun. Nu putem să le combinăm? Nu este. Ori. Da, o zi una, o zi alta, da. Depinde și de orarul la care le folosim, pentru că într-adevăr dă insomnie. Ca și cafeaua, ceaiul verde dă insomnie. Dar vedeți, luăm ceaiurile ca și plante. Unele ceaiuri sunt liniștitoare, altele sunt excitatoare pentru partea cerebrală, altele sunt foarte bune pentru ficat, ați văzut, pentru metabolism, pentru inimă, pentru digestie, pentru curățirea intestinului. Există în plante tot ceea ce se poate pentru tratamentul organismului. Vă mulțumim frumos!